Bună dimineața! Astăzi vom vorbi despre funcția urmăritori pe Facebook. Cum activăm și cum dezactivăm uh, urmăritori? Sus în, în stânga, sus în stânga avem unde e căsuța aici, da? Pagina principală. După aceea urmează grupurile, iar a treia, dăm mijloc unde este profilul nostru, da? Intrăm pe profil, frumosel. Și aici găsim urmăritori. Am 295 de urmăritori. Dăm pe ei, pe funcția urmăritori, vedem cine ne urmărește. Vedem toate persoanele, după cum vedeți. Toți ca să încarci. Așa. Vrei să vezi, nu știu, ceva despre persoana care te urmărește? de aici. Te întorci înapoi vrei să vezi și despre altă persoană, nu știu, care te urmărește de aici, intri pe profil, te uiți, frumosia. Acum, deci aici sunt toate persoanele care te urmăresc, urmăritorii, cum s-a spune, da? Acum mergem înapoi pe pagina principală a Facebook-ului, nu grupurile, pagina principală, da? Și vedem aici pe cine urmărim noi. Eu, pe pagina principală îți vine toate postările care le postează uh, prietenii și în general pe cei care îi uh, urmărește. Hai să vedem. Dăm pe linkul principal, da? Aici ne uităm la cele trei punctulețe din dreapta, lângă telefon, scrie mesaj, apare telefonul și cele trei punctulețe. Dăm pe cele trei punctulețe, da? Sus la prieteni, dăm pe prieteni, da? prima de sus din stânga și ne uităm aici. Ne-a apărut, nu urmări, fă o pauză, editează lista de prieteni, favorite, șterge din lista de prieteni. Dăm pe sus, nu urmări, da? Și gata, nu mai urmărim, dacă nu mai vrem să urmărim persoana respectivă. Mergem la următoare, mai facem o dată și ca să vedem. Ia să vedem. Dăm tot așa pe, pe numele persoanei, da? Și aici iară ne apare mesaj, este telefonul și cele trei punctulețe. Dăm pe cele trei punctulețe din nou, da? Și aici sus la prieteni, unde e cu albastru, dăm pe el. Și avem iar, nu urmări, o pauză, editează, favorite, șterge din lista de prieteni. Nu urmări, dăm pe primul de sus, da? Dăm cu degetul și gata, nu mai urmărim. Iar, dăm și aici. De exemplu, asta este o pagină. Mergem aici, ia să vedem. La pagină. Dacă cumva vă, nu știu, agasează sau se pare că postează prea mult pagina respectivă, tot așa, unde e în dreptul, trimite mesaj cu albastru. Sunt cele trei punctulețe de dreapta, dăm pe cele trei punctulețe de dreapta și apare. Administrează setările de urmărire. Și aici avem implicit. Dăm pe implicit, da? Și jos de tot apare, primul de sus apare. Favorite, implicit, snoze și dezactivate. Dăm pe dezactivate. După aceea apare postări. Al doilea, unde apare repere, da? Repere și dăm jos de tot oprite. Clipuri video. Dăm pe repere, da? Și dăm jos de tot oprite clipuri video în direct. Dăm pe repere, da? Și jos de tot, iar apăsăm pe oprite. Și gata, nu mai urmărim pagina respectivă, adică nu ne mai agasează cu uh, postările, că sunt unele pagini care bagă postare, după postare te zăpăcește de creier. Cam asta este cu funcția urmăritor, sper să vă ajute și pe dumneavoastră. Da?